Salut și bine m-am găsit la un nou video clip pe acest canal. Eu sunt Andrei Labait, bine m-am găsit la episodul numărul 12 din EFC 24. Nu uitați, dacă vă place și apreciați ce fac, să apăsați acolo butonul like, să strângem undeva pe la 10 like-uri și să vă abonați, pentru că este foarte, foarte important. Vreau să vă zic ceva foarte important. Săptămâna viitoare și probabil până pe 6 sau după 6 ianuarie o să fim plecat, dar nu este nicio problemă, pentru că după aia o să revenim și o să continuăm cariera noastră și YouTube-ul nostru. Însă, vreau să vă zic, acum să știți, o să fiu într-o mică vacanță. Noi, cariera noastră frumoasă cu EFC 24, am rămas la meciul contra Liverpool în Emirates Cup și nici măcar nu e finala, e semifinala. Haideți să vedem cu cine o să jucăm în caz că ajungem la final. Ok, o să jucăm cu Arsenal, este obvious, dar haideți să vedem dacă putem să trecem de City, asta e important. Vreau să vă arăt faptul că Kai Harris a ajuns la 16 ani, ceea ce înseamnă că putem să-l băgăm în echipă. E bine, ca să fim sigur, o să-l promovăm la senior team. Eu o să dau un add to loan list. Dacă nu vrea nimeni să-l împrumute, să-l ia, o să încercăm noi cumva să-l punem în echipă, măcar câteva meciuri. E bine, aceasta este echipa lui Liverpool, o echipă fenomenală cu Haaland, Foden în dreapta, Grealish în stânga, Julian Alvarez, mijlocul n-am ce să spun, n-am, e prea bun mijlocul. Desigur, Davis și Kimmich în partea dreaptă, nu, e foarte bună echipă, foarte, foarte bună. Aceasta este echipa cu care vom intra în meci, așa că hai să intrăm și să vedem ce putem să facem contra la City în Emirates Cup. Da, și începe meciul, haideți să vedem ce putem să facem contra la City. Reușim acolo, ne apărăm. M-a sperat puțin pasul aia, am crezut că o să fie gol. Pasă la Kimmich, Kimmich care reușește să treacă destul de bine. Ok, nu înțeleg ce a făcut acolo, dar a pierdut mingea. McAllister la distanță, nu reușește. Enzo Fernandez, finesul pe lângă poartă, din păcate. Fază importantă pentru City, haide să vedem. Rodrigo pasă bună la Davis și Davis șutează apăra Alisson, acolo bine Alisson. Centrare pentru City, haide să vedem. Dreaz pe Julian Alvarez. Și nu reușim să scăpăm de minge. Ok, mai ok. Fază importantă pentru City, apăra acolo Alisson. Și reușește să țină în teren, însă Haaland nu înțeleg ce face acolo. Ratează poarta. Nu reușește să-l primă, îl oprim pe Rodrigo. Grealish, Grealish șutează, însă mult pe lângă poartă. Se lovește acolo mingele Haaland, însă se dă repriza și se dă salvat, să zic așa, la faza asta. Repriza a doua, în continuare, este 0-0. Haideți să vedem dacă putem să scriem noi primii golul. Am zis o pasă la Vini, Jota, Jota trece destul de bine acolo. Jota, șut cam slab, asta este. Bine acolo, Salah. Salah, Salah cu finesul, haide să vedem și golazo! Incredibil ce finez de la Salah, Salah ne pune în avantaj în minutul 56, 55 cred că a fost golul. Oricum, ce finez de la Salah, Ederson s-a uitat la ea efectiv și nu putea să prindă. Revedem faza, Salah pleacă destul de bine pe flanc oricum și șutează la instant, 27 de metri, finez, mamă ce efect a prins și ce cu boltă s-a dus foarte, foarte frumos. Reușește să facă 1-0. Da, 1-0 pentru noi, minutul 55, am scris Salah foarte, foarte bine, este bun avantaj. Bun, acolo, pasa! Ce se întâmplă? What? Nu pot să cred. Wow, este offside, incredibil. Cum s-a rupt mâinile acolo, cred. Va intra Reis, să vedem cum se va desfășura. Sunt chiar scurs, ne riscăm puțin pentru că iese Vinitar. Haideți o să-l încercăm. Da, și face schimbările, iese 7 și intre 17, foarte interesant. Am făcut 5 schimbări. Sper că nu va fi ceva greșit, obișnuia greșită. Fază importantă și Rodrigo șutează bine, însă este acolo Alisson și apără foarte, foarte bine. Bravo Alisson. Corner pentru City, haide să vedem. Un pasă. Trece surle bine. Rodri. Rodri nu reușește acolo. Și Jota pleacă pe contraatac. Hai să vedem. Jota cu scărița. Peste poartă. Ok, am crezut că o să reușesc să dau gol la faza asta, dar asta este. Suntem la finalul meciului, haide să vedem. City are mingea, pasă la KDB. KDB se duce pe flank, haide să vedem. Trece acolo de un jucător. Centrare bună spre Haaland, însă nu reușește. Și cred că am câștigat meciul. Da, reușim să câștigăm meciul. 1-0 pentru Liverpool. Trecem mai departe în finala Emirates Cup versus Arsenal. Următorul meci, după cum puteți vedea, este contra la Chelsea de la Everton. Haideți să vedem o simulare și să vedem ce reușește echipa noastră să facă. Va trebui să facem niște schimbări la echipă pentru că sunt cam obosiți jucătorii. Haideți să vedem. Gol vă pune pe Gomez și poate Aiu îl bagă și pe Reis, ce știe, poate pe Baros. O să vedem la sim după aceea. Da, și de simulare, haideți să vedem și câștigăm 4-0. Diogo Jota marchează dubla, Szoboszlai
un gol și Szoboszlai dubla și Diogo Jota dubla. Foarte, foarte bine, bravo lor. Ok, primim loan offer pentru Reece, două loan, hai să vedem. Avem două variante, însă ambele variante sunt loan to buy, nu prea îmi convine. Hai să vedem totuși la Southampton. Aș vrea totuși să-l duc la Southampton pentru că a fost și prin Premier League și poate ce știe, îl vață pe Reece acolo să se descurce bine în Premier League. O să mergem la negociate și hai să vedem dacă puteți să facem ceva. O să-i dăm propus loan without buy option. Haideți să vedem dacă e de acord. Și ok, este de acord, mă bucur. Haideți să încercăm, poate vrea 2 ani totuși. Ok, este de acord 2 ani, deci o să fie plecat Reece 2 ani. Chiar sunt curios dacă o să evolueze. Salariul nu este nicio problemă, o să-l facem așa. Următorul meci este contra cei de la West Ham, unde o să-i dăm tot la fel o simulare, pentru că este un meci destul de ușor. Aceasta este echipa cu care vom intra meci, deci haide să vedem, îi dăm simulare și... Ok, reușim să câștigăm. Diogo Jota și Enzo marchează pentru noi. Ok, după cum putem vedea, se pare că și Miranda ajunge la 16 ani. Deci, cred că o să facem același lucru, oricum văd că are potențial foarte mare. Are un potențial între 84 și 94, asta e foarte, foarte bine. O să facem aceeași chestie ca la Reece, o să-l promovăm și o să vedem dacă putem să-l ducem în loan, să-l ducem în împrumut. Cum am spus, îi dăm add to loan list. Haideți să vedem, poate cineva vrea să-l împrumute. Următorul meci este în Europa League contra la Sparta Praha. Este un meci foarte interesant, însă pentru că avem tur-retur, o să simulăm primul meci și în caz că nu ne descurcăm bine sau este diferența mică de goluri, următorul meci o să-l jucăm. O să băgăm echipa cea mai bună, adică asta, iar să sperăm că se fac rezerve pe cum Reece, Barros, poate Scalvini, de ce nu. Așa că haideți să-i dăm simulare și să vedem și reușim, ok, reușim să-i batem 2-1, interesant. Enzo Fernandez și McAllister marchează. Următorul meci este contra la Tottenham, un meci foarte interesant, așa că acest meci o să-l jucăm. Aceasta este echipa lui Tottenham. Son în stânga, Richarlison în mijloc, Kulusevski în dreapta. Un mijloc destul de bun, având în vedere că e Maddison, care e foarte, foarte bun. În acest match, Van Dijk și Konate o să fie pe bancă, iar Scalvini și Gomez o să le ia locul. Ok, a început meciul, haideți să vedem dacă reușim să-i batem pe celălalt Tottenham Hotspur. Vini, are viteză, are și spațiu, haideți să vedem. Nu este nimeni în centru, poate se poate duce el. Pasă la Jota, nu este la Jota, este mai în spate, din păcate, vreau la Jota. Jota, șansă bună, însă este blocat acolo, dă cu picior pe lângă minge. Ok, trece acolo Kulusevski, are spațiu destul, haide să vedem ce va face, intră în careu, centrare, mamă ce farfecă, însă asta, am vrea să zic finez, dar farfecă foarte bună, însă este acolo Alisson. Pasă bună la Jota, vedem că este faultat. Szoboszlai, apar acolo Vicario, foarte, foarte bine. Da, aici din nou nu mi-arată că Jota este faltat, ciudat. Haideți să vedem corner pentru noi, centrare, înspre Jota însă nu ajunge. Fernandez, Enzo Fernandez, acolo apar Vicario din nou, uf. Vini, buna Salah, apar Vicario, de câte ori apar Vicario? Corner pentru noi, haideți să vedem pentru Jota, nu ajunge la Jota. Salah din prima, nu reușește să treacă. Salah trece destul de bine, are destul de mult spațiu. Haideți să vedem. Întoarce bine acolo, finesul foarte bun, însă este pe mijlocul porții și apără foarte ușor Vicario. Pasă bună la Son, haideți să vedem, Son intră în careu. Și ce va reuși să facă? Cearcă un șut, însă este un blocaj. Corner pentru Tottenham, haideți să vedem înainte de pauza de repriză, centrare spre Mancini, dar nu reușește și se trece și repriza totodată. Începe cea de-a doua repriză, haideți să vedem dacă poate vine golul la o dată. Vini are șansă foarte mare, pasă bun la Jota, Jota întoarce acolo bine, șutează, însă Vicario apără din nou, incredibil. Arnold, haideți să vedem, centrare zburăm spre Jota, ne nimerește foarte bine, mingea și trage pe lângă. Enzo Fernandez, pasă bun la Jota, pasă bună spre Salah întoarce, Arnold șutează foarte bine, apra acolo Vicario și se ridică înapoi Vicario și prinde direct în brațe. Salah poate să treacă destul de bine, are spațiu, haide Salah, du-te, te oprește. E prea masiv Van de Ven, da să vreau să transfer. Bine acolo, pasă spre Szoboszlai și pasă înapoi Jota nu reușește, nu se mișcă suficient de rapid. Da, facem schimbări destul de multe, trebuie să intre acolo foarte bine jucătorii și haideți să sperăm că poate vine golul. Enzo, pasă bun la Jota și Jota marchează! Bine mă, Jota mă! 85, marchează Jota!
reușește să marcheze, bravo Jota. Haideți să vedem Son, Son este pe flank. Îl putem opri acolo, recuperează, haideți să vedem. Bun, bine Marmol acolo, s-a băgat bine. Vine și portarul la cap, haideți să vedem corner pentru Spurs și... E spre Van de Ven, însă este acolo Alisson. Pasă foarte bună. Haideți să vedem Jota, Jota la distanță și reușește să scrie de la mijlocul terenului în minutul 92. Revedem faza. Uitați și voi de la ce distanță. De la 45 de metri reușește cu 110 km la oră. Ok, oricum nu avem multă viteză, însă important este că am scris golul. Incredibil, ce gol. Da, și să treacă meciul. Cei de la Spurs nu au timp să facă nimic. Reușim să ne impunem acolo, să câștigăm în Premier League 2-0 versus Spurs. Este foarte, foarte bine. Iar din câte văd, se pare că deja ne dau trofeul pentru câștigarea titlului în Premier League. Ok, ok, foarte frumos. Se pare că am bifat un obiectiv pe care l-aveam. Foarte, foarte bine. Și... Hai, ridică trofeul ăla. Bine, mă, reușim Premier League-ul să câștigăm cu Liverpool, mă, bine, mă, bine, mă, de Premier League-ul Liverpool, de când am mai câștigat. Următorul meci este contra la cei de la Sparta Praha, deci haide să-l jucăm pentru că este un meci destul de important. Primim totodată și un loan offer pentru Miranda, un transfer destul de bun, adică este gratis jucător oricum, dar este bună și echipa grea. Haide să vedem dacă putem să-i propunem un loan, dar fără opțiunea de cumpărare. Haide să vedem și... Ok, este de acord un an, haide să vedem dacă este de acord 2 ani. Și cred că este de acord. Ok, este de acord și haide să vedem, salariul nu prea mă interesează, acceptăm destul de bine. Și se pare că și Miranda pleacă în loan 2 ani la Copenhaga. Foarte, foarte bine. Aceasta este echipa cu care vom intra în meci. Haideți să vedem ce putem să facem. Și intrăm în meci, haideți să vedem dacă putem să-i batem pe cei de la Sparta Praha și să trecem mai departe în Europa League. Pe McAllister avea acolo bine pe Salah. Salah reușește să treacă. Haideți să vedem power shot-ul și este gol incredibil, minutul 5. Reușește Salah cu power shot foarte, foarte bun din afară carola. Haideți să vedem faza și vede spațiul. Salah n-are cum. Uite și tu, cât de bine a fost plasat shot-ul. Ce efect a prins aproape de vinclu. Felicitări Salah pentru golul ăsta foarte, foarte bun. Și Jota, Jota, Jota apără portarul. Incredibil cum a apărat-o. Ce acrobatic a fost. Corner pentru noi. Haideți să vedem Robertson. Nu ajunge nicăieri. Van Dijk, nu reușește, mă așteptam. Salah, Salah, centrare spre Vini, Vini, interesant shoot, însă pe lângă poartă. Pasă bun la Jota, Jota la Szoboszlai, Szoboszlai încearcă și nu par așa, ci apar acolo portarul. Foarte aproape să intre și par așa ăsta. Și faza importantă, centrare bună, însă este respinsă. Fernand la distanță, în blocaj. Și Salah de afară care lui și reușește din nou, n-ai cum. Omul ăsta este zeu pe finesturi, zeu efectiv. Ce frumos gol, n-ai ce zici. Încă o bombă de la Salah, încă o bombă. Revedem faza, ne-am încurcat puțin acolo, însă Salah prinde bine mingea și nu ratează, direct fac în plasă foarte bine. Bravo Salah. Salah din nou, incredibil. Omul ăsta e pe tot terenul. Haideți să vedem. Trivela, Trivela apără portarul și Salah din nou. Hai să încercăm o nebunie și... Fac aproape, foarte aproape, un power shot acolo. Cam putere faultul acolo. Jota, Jota la Salah. Hai din nou Salah. A fost blocat. Hai și Jota, Jota din nou nu apără. Incredibil cum poate să apere. Corner pentru noi, haide să vedem. Și Robertson la Jota. Aproape, chiar foarte aproape. Salah, Salah din prima și face hat-trick-ul. Salah, minutul 46-47, face hat-trick-ul pentru Liverpool, incredibil, n-ai cum să-l oprești pe omul ăsta. Efectiv, când vorbești de Liverpool, te gândești la Salah direct, n-ai ce să zici altceva. Revedem faza, pasă bună de la McAllister și Salah nu iartă portarul, efectiv distruge poarta adversarilor lor cu 3 goluri în prima repriză. Da, și se termină și prima repriză 3-0, nu cred că mai are sens să mai jucăm meciul ăsta, adică... Cred că dacă mai jucăm și repriza a doua, cred că Mohamed Salah face dublu hat-trick. Așa că o să dăm simulare până la final, pentru că nu mai are sens, adică e 5-1 la general totuși. N-au cum să ne conducă sau să facă ceva, n-au cum, e imposibil. Dacă se întâmplă chestia asta, nu o să mai simulez niciun meci de acum încolo. Și haideți să vedem, da, s-a terminat 4-1 meciul, 6-2 la general. N-avea efectiv cum, Mohamed Salah nu s-a oprit, a mai dat încă un gol.
Da, se pare că trecem și de semifinalele în Europa League și o să jucăm în finală contra la Roma. La asta mă așteptam și eu, să fiu sincer. Ok, se pare că Reis pleacă la Southampton, cred că. Îi vrem succes acești 2 ani cât va fi plecat și îl așteptăm cu drag, dar îl așteptăm cu overall-ul la mare. Sperăm că o să crească bine. Următorul meci este contra la Aston Villa, dar acest meci o să jucăm în episodul următor. Nu uitați că voi fi plecat câteva săptămâni în vacanță, deci ne vedem tocmai în 2024, însă o să mai postez încă două videoclipuri foarte interesante. Dacă a plăcut, nu uitați acolo să apăsați butonul like, să strângem foarte, foarte multe like-uri, să vă abonați în caz că am făcut deja. Eu am fost Andrei Arbait, v-am pupat. Pa, pa!